Mă văd bine? Gata! Aici ne stabilim. Cam așa s-au împărțit și pământurile în Statele Unite ale Americii. Astăzi gătim ceva care să ne încălzească, prieteni, pentru că suntem în plină toamnă și vântul tomnatic ne dă târcoale. De aceea vom găti... Knödel! Knödel, da, sunt niște găluște, niște chifteluțe mari, care sunt preparate în special în vestul Austriei, acolo unde... Ce? Da? Bun. Bun. La Vogan, la Lovan. La Ruj. Asta e, prieteni, iată și acumulatorul nostru, cel care ne va hidrata și ne va inspira la prepararea acestei rețete. Paul, să petrecem acest minunat anotimp și să-i spunem pe o notă pozitivă, să-i spunem la revedere, toamnă! Berea are alt gust, toamna, prieteni. Mai bogat! Suntem în Austria, Moldovei, mai bine zis undeva între Făurești și Hrușova. Da. Și pentru ca să simțim mai bine spiritul Austriei, avem și niște vaci în fundal. Da, sunt exact văcuțele care pasc în munții Alpi. Deci, rețeta de astăzi, prieteni, vine din vestul Austriei, din regiunea Tirol. Tirol e o regiune la hotar cu Italia, deci această rețetă a suferit mai multe modificări pe parcursul anilor. Pentru astăzi noi am ales varianta clasică de knödel, găluște tiroleze, foarte simplu. Deci, prieteni, începem prepararea. Vă spuneam mai devreme despre knödel, aceste găluște tiroleze sunt preparate din pâine, din gușă de porc afumat, ouă, lapte, verdeață, un pic de ceapă, usturoi. Aceste găluște le vom fierbe într-un bulion pe care îl vom prepara mai devreme și pe final, prieteni, vom sorbi acest bulion și vom devora găluștele tiroleze. Sunt suculente, sunt, hai să zic așa, calorice. O adevărată operă de artă culinară, în special pentru noi, bărbații. Să vedem. Avem nevoie de... Era pâine undeva, iată aici. Prieteni, am ales pâine pentru tost, pentru că e mai moale, dar puteți folosi orice tip de pâine. Important e să o tăieți cubulețe. Următorul ingredient. Of, Doamne! Vlad, fă ceva cu focul ăsta, eh? Următorul ingredient. Tu serios? Următorul ingredient, prieteni, sunt ouăle de casă. Am noroc din neamuri, rude, mărinimoase care au grijă de mine și din când în când îmi mai prestează câte 2-3 zeci de ouă de casă. De aceea voi folosi 2 ouă de casă. Usturoi. Usturoiul îl vom adăuga în knödel, dar vom aromatiza și bulionul cu el. Frunze de dafin, neapărat. Am aici 50 de grame de unt și 200 de grame de gușă de porc afumată. O aromă extraordinară de afumătură, bine condimentată. Vom folosi și pielea, adică șoricul, la bulion. Ceapă, neapărat, o ceapă, piper și sare.
Deci, prieteni, avem nevoie de un bol, îl avem aici, în care vom pune toate ingredientele. Primul lucru pe care îl facem, tăiem pâinea cu bulețe. Te desfac o leac de loc. Uite. Chic, pâinea pe jos. Vă spuneam, prieteni, puteți folosi și pesmeții sau pâinea uscată. Dar pentru un gust mai, nu știu, mai fraged, mai ușor, așa, folosiți pâinea pentru tosturi. Vă spuneam, prieteni, mai devreme că rețeta a suferit mai multe modificări, dar mai bine zis, sunt niște personalizări de rețetă. În unele regiuni nu se adaugă carne, în altele se adaugă pesto, în altele se adaugă și carne tocată. Iar acum, prieteni, a venit timpul să tăiem cu bulețe această gușă de porc, dar vă spuneam mai devreme că nu voi arunca cioricul, așa, îl pun deoparte pentru că îl vom adăuga în bulion. Gușa de porc, prieteni, puteți să o tăiați cu bulețe mai mici sau cu bulețe mai mășcate, nu contează până la urmă, eu voi tăia cu bulețe medii. Așa, am tăiat cu bulețe gușa de porc. Acum, prieteni, același lucru vom face și cu această ceapă. Am tocat gușa de porc și ceapa. Acum, prieteni, într-o tigaie le vom căli un pic. Adăugăm în tigaie 50 de grame de unt. Vlad? Prieteni, adăugăm în tigaie ceapa și carnea și la foc iute amestecăm. Între timp, prieteni, în bolul cu bulețe de pâine adăugăm vreo 150 de mililitri de lapte și două ouă. Adăugăm piper și sare, dar nu înainte de a amesteca ceapa și carnea afumată. Așa, deci, prieteni, două ouă, lapte, pâine și condimentăm bine cu piper și sare. Am aici un mix de boabe de piper. Voi mărunți totul în mojar. Vlad, poți să amesteci așa ca mine? Nu mai vezi, nu vezi pe jos. O, bravo, mă. Dacă filmezi cu mine, vezi cât înveți. Nu, dar și poți mai vrei. Îl cinstiești, îl hrăniești, îl încălzești lângă foc. La volan trebuie să meargă cineva. Vlad, ești un prieten adevărat, prietene. Condimentăm, amestecăm. Ba nu, am uitat ceva. Tocăm verdeața. Am aici ceapă verde, proaspătă, și am și ceva mărar. Am uitat pătrunjelul acasă, normal. Nu să uit. Vlad, mai amestec, te rog frumos. Tocăm bine verdeața, prieteni. Into the wild, s-o și dracu. Adăugăm verdeața în bol. Wow, vă spuneam, prieteni, să folosiți o afumătură cu grăsime, pentru că grăsimea, atunci când o prăjești în tigaie cu ceapă, face gustul mai pronunțat. Între timp, prieteni, propun să amestecăm ingredientele din acest bol. Verdeață, pâine, lapte, ouă. Dacă observați că această tocătură e uscată, mai adăugați un pic de lapte. Așa, amestecăm bine. Am uitat usturoiul. Vlad, poți te rog să-l mărunțești, măcar să-l tai felioare. Iar eu, prieteni, voi adăuga în tocătură cubulețele de gușă de porc afumată și ceapa pe care le-am călit la foc iute până la rumenire. Perfect. Miroase bine. Mai amestecăm o dată. Vlad, ai tocat usturoiul? Adaugă-l aici, te rog. Perfect. Acum, prieteni, când tot tabloul este format, tocătura este gata. Să recapitulăm. Ouă, pâine, lapte, verdeață, gușă de porc afumată și ceapă. După ce am amestecat toate aceste ingrediente, începem să formăm niște chifteluțe de mărimea unei mingi de tenis, de exemplu. Iată, prieteni, cam așa arată knödel. Aceasta este mărimea perfectă. Vlad, până fac eu chiftelele, trog să torn niște apă în ceaun. Jumate de ceaun. Să mâncăm săturate, mă, fraților.
apa din ceaun începe să fiarbă, adăugăm sare și boabe de piper. Mai adăugăm și o frunză de dafin și o crenguță de rozmarin. Iar aici, prieteni, am o bucată de rădăcină de țeline pe care o voi adăuga în apă pentru aromă. Am și niște crenguțe de mărar, la fel, totul în apă, pentru că vrem să obținem un bulion aromat. Amestecăm ușor și așteptăm să dea în cloc. Dar nu uităm șoricul de porc pe care îl am aici. Acesta îi va oferi bulionului o aromă de afumătură de carne. Iar eu, între timp, Polo, bere. I'm going all the way up. Eu zic că e timpul să punem knödel la fiert. Chiftelele s-au zvântat un pic, astfel au devenit și mai compacte. Le punem la fiert. Perfect. Avem 3, 6, 9 găluște. Ia fii atent ce capac pun eu. Așa. Gata, prieteni, au fiert găluștele, au fiert chifteluțele, au fiert knödel. Scoatem de pe foc și începem să porționăm. Dar nu știu cum să facem, că avem 9 bucăți, dar suntem 4. E bine, mă, eu dau de la mine, eu dau șcămașa de pe mine. Pentru Vlad. La cât de frumos o tocat usturoiul? Vlad. Vlad, poftă bună. Următorul pretendent la 3 găluște, la 3 chiftele. Este? Dar nu trebuie decât 2. Da, da, ui. Următorul candidat la 2 chiftele este... Paul. Vin? Da, sigur că vin. Poftă bună, Paul. Ca de obicei, he? Ioane, poftă bună. Mersi. Dar eu ce? Dar știi cum vorba asta? Cine împarte, parte și face. De aceea eu o să mănânc direct din șaun. Hai la masă! Prieteni, vă doresc poftă bună și nu uitați, mâncați sănătos! Dar în primul rând gustos și nu uitați să vă hidratați corect. Savanții spun că berea face bine la sufletel. Ne revedem data viitoare și nu uitați să dați un follow paginii noastre de Instagram, Acasă cu Traian, sau paginii de Facebook, la fel, Acasă cu Traian. Poftă bună! Mm. Hai la mâncare! I'm going all the way up. I'm going all the way up.